Atunci când eram în antrenorat, ziceam, mamă, de-abia aștept să am și eu liber o săptămână, două săptămâni, o lună, să mă relaxez, că atâta timp cât faci meseria asta și pui pasiune, chiar se acumulează foarte mult, ești, devii ușor irascibil, uneori mai mult, și zici că ai nevoie de pauză, da. După ce trece o perioadă, vine să te urci pe pereți. Chiar uitându-mă la evoluția ta legat de reacții, tu la începutul carierei tale de antrenor erai recunoscut ca fiind un băiat bun, simpatic, relaxat. Chiar Mirel Rădoi te dea de contraexemplu față de Șumudică. Spunea că tu ești exemplu pozitiv. În ultimii ani ai început să devii foarte agresiv la adresa arbitrilor. De ce? N-ai mai suportat? Ai considerat că ești nedreptățit? În general, Victor, toți antrenorii trec prin momente în care cred că ei sunt nedreptățiți. Nu numai jucători, în general oamenii. Și atunci pui foarte mult la suflet orice reacție care este contra echipei tale sau contra ta. Ți se pare că toți sunt, eu știu, fac greșeli contra ta, nu mai vezi lucrurile decât sau în anumite momente decât spre rău. Dar sunt lucruri normale. Astea, eu știu, cine nu se enervează sau cine nu are ieșire, înseamnă că nu-l interesează. Eu nu, eu știu, cataloghez antrenorii după lucrul acesta, că au ieșiri. Important este să fie cât mai așezate, ieșirile fără jigniri. Chiar dacă mai ai gesturi, eu cel puțin ce vreau să-mi corectez, gesturile de la marginea terenului, tot timpul când este o fază sau în mare majoritate a timpului când era o fază mai controversată, aveam un gest sau gesturi care nu sunt normale sau nu-mi plac atâta timp cât nu mă regăsesc în ele decât în momentele respective. Crezi că ai devenit cumva la un moment dat și o țintă arbitrilor? Știți cum este, atâta timp cât ai gesturi care nu le convin lor, după aceea ești luat în vizor, dar până la urmă pe bună dreptate. Când, eu știu, te trimit în tribună, te trimit pentru că ai făcut ceva. Chiar da. Dacă poate nu la un nivel ridicat, dar îi deranjează și până la urmă pe bună dreptate te trimit. Că dacă tu ești liniștit și îți vezi doar de joc și de echipă, n-au treabă cu tine. Deci, până la urmă, noi suntem aia care trebuie să fim mai așezați. Cum vezi viitorul tău din acest punct de vedere? Ar trebui să mai ai loc și tu în Liga 1? Carmen, acum toate echipele au antrenori, sunt toți montați. Cu siguranță, fiecare dintre noi care suntem, eu știu, pe margine, ne dorim să antrenăm. Până la urmă, nu este important în Liga 1. Important este să-ți faci meseria cu pasiune, chiar dacă e Liga 2, chiar dacă e Liga 3, nu contează. Important este să antrenezi, să faci lucrul ăsta, pentru că cel puțin mie îmi place și o fac, pun suflet în ceea ce fac. Cum vezi situația actuală de la echipa ta de suflet, Dinamo? Victor, nu știu dacă echipa mea de suflet. Echipa mea de suflet sau, în general, echipele unde antrenez, las, eu știu, prietenii, las loc pe bună ziua. Sunt echipe de care m-am atașat. Vă dau un exemplu. Poli Iași, da. La Petrolul, chiar dacă n-am avut o perioadă foarte lungă. Dinamo, la fel. Destul de complicat la Dinamo, dacă este să vorbim despre Dinamo. Pentru că nu aș vrea prea mult să intru în subiect, ușor așa de pe margine să dau sfaturi, dar nu știu, parcă e, să zic așa, ca un virus. Nu se ia, nu se ia, se vinde, nu se vinde, se contaminează, nu se contaminează. Nu știu ce să cred. Păi mai vorbești cu cineva mai delicată despre această situație? Bănuiesc că mai ții legătura cu unii alții. Da, adică vorbesc așa cu oameni, nu neapărat care sunt implicați direct, dar și ei sunt sceptici în ceea ce privește viitorul. Vedem câte o știre sau apare câte o știre în presă și ne dă speranțe, ceea ce mă bucură faptul că sunt oameni care vor să implice, chiar dacă cu puțin, vorbesc din punct de vedere financiar, chiar dacă sunt adversari, chiar dacă sunt suporteri, oamenii vor să se implice. Dar e destul de dificil să ajungi la o sumă care să mențină un club sau să-l aducă acolo unde își doresc toți suporterii dinamoviști. La urmă,
ce atunci când se vinde un club, trebuie să fie un om potent financiar, care își dorește lucrul ăsta, ca așa... Flavius, tu în era Negoiță, să-i spunem așa, de când Ionuț Negoiță a devenit patron la Dinamo din 2013, ai avut două mandate și ai fost de fiecare dată în relații foarte bune cu Negoiță. Totuși, poate ai putea să ne spui ce nu merge exact la Dinamo, de ce nu sunt rezultate în toată această perioadă? Pentru că nu e vorba doar de tine. Toți antrenorii care au trecut pe la Dinamo n-au reușit să ducă Dinamo pe podium, să-i spunem. Doar contra, mă rog, excepție. Da. Victor, eu când am fost la Dinamo, aduc cu bucurie aminte primul mandat. Da. Prima fază am plecat de la echipa a doua. Am fost antrenor 5 etape, am avut rezultate foarte bune acolo. Da. Mi-a costit că Angela Kerr era președinte. M-a văzut, m-a urmărit, că omul e foarte, foarte documentat. Șeful foarte spionilor, cum spune Cornel Dinu. Are o experiență de viață, venea tot timpul la antrenamente, te uita, eu îl luam ca, nu știu, ca un apropiat, pentru că era foarte și este foarte apropiat de oameni. Dar, pe bună dreptate, omul mai mult se uita, analiza și am avut șansa ca să fiu antrenor la prima echipă. Mi-aduc aminte o discuție cu oamenii de acolo și cu domnul Neguiță și cu domnul Anghelache. M-au întrebat dacă pot să conduc Dinamo. Și mie mi se părea foarte simplu. Și ei mi-au spus, domnule, vezi că aici, Flavius, vezi că aici e o uzină, mă interesează că nu împingem vagoane, nu facem, eu vreau să antrenez. Și pot să fac asta și am avut un parcurs, să zic așa, excelent. Ai terminat foarte bine, una dintre cele mai bune clasări din era aceasta lui Neguiță, pe 4. Da, mi-aduc aminte de ce, că toți înainte de a prelua prima echipă, eu fiind la echipa a doua, eram mai apropiat de oamenii din club, mai mergeam acolo la secretariat, erau cam sceptici. Domnule, ce facem, că o să ajungem să ne batem la retrogradare? Eram pe un loc care nu era, eu știu, așa, pe placul tuturor, dar am plecat la drum cu niște băieți care erau, să zic așa, dezamăgiți, jucătorii supărați, unii că au salarii mai mari ceilalți, unii că nu sunt iubiți de conducători, alții că nu iubesc suporterii. Adică lucruri din astea de bucătărie internă. Am făcut un grup și am plecat la drum. Am plecat și am ajuns, să zic, eu știu, parcă mi-aduc aminte, pe un loc de cupă europeană. Dezamăgirea mea foarte mare a fost că în momentul când visam eu să joc cu alte echipe din Europa, opt dintre echipa în insolvență. Dar asta a fost dezamăgire mare. De ce? Pentru că aveam o relație foarte bună cu domnul Neguiță și cu domnul Anghelache. N-am fost conștiințat. Păi, Flavius, uite, n-avem posibilitate. Sau asta nu, pur și simplu m-am trezit cu echipa în insolvență. Adică mi s-a tăiat aripile, așa, când eu munceam știam că nu e ușor la Dinamo și în general nu e ușor la nicio echipă. Mi-am făcut speranțe, ajungem, facem, făcusem echipă foarte bună, grup unit și după aia echipa în insolvență mi-a tăiat așa și parcă mi-a luat tot. Nu toți au norocul tău. Da, și apoi au fost lucruri din astea mărunte, nu-mi place să caut vinovat, nu dau un nimeni, m-am dus, mi-am strâns mâna și a plecat. Domne, asta este, încercați cu altcineva. Și pentru că, na, eu dacă gândeam să joc în Europa, am ajuns acolo și s-a terminat. Dar se salvează Dinamo, crezi? Pentru că viitorul e sumbru, din calcule. Se salvează la ce te referi, Carmen? La tot, retrogradare, bani. Falimentează. La retrogradare, eu cred eu că are un lot destul de echilibrat, atâta timp cât ei au entuziasm și Mihalcea găsește cheița ca să facă un grup, pentru că la Dinamo, chiar dacă pare că, eu știu, că este o echipă, de fapt e o echipă cu jucători talentați, dar care nu formează un grup. Eu spun din exterior ce văd. Sunt jucători care în multe momente ale unui meci joacă fazele doar pentru a ieși ei în evidență. Sunt situații când, eu știu, dau de greu și unii dintre ei renunță. Sunt lucruri care, dacă Mihalcea găsește cheița să-i aducă pe tot pe drum bun, și mă refer să fie o echipă, să fie un grup, să fie o familie, cu siguranță nu au probleme. Dacă nu, există orice posibilitate. Nu este exclus, pentru că și celelalte echipe nu sunt, eu știu, mai slabe ca Dinamo, doar pe hârtie. Mister, e vreun jucător în acest moment la Dinamo care să-ți placă în mod special?
Sunt jucători care îmi plac foarte mult și mă refer în primul rând la mijlocul terenului. Pe el au pe Fabin, da. L-au pe Mârjac, da. L-au pe Filip, un jucător foarte inteligent, chiar dacă nu, poate estetic nu arată, eu știu, cu dribling-ul, dar foarte inteligent. L-au pe Sorescu, au o echipă foarte bună. Deci din punctul ăsta de vedere calitativ, Dinamo stă foarte bine. Problema este cât de mult își doresc ca echipă să reușească și nu doar înaintea unei partide. L-au pe Lazar, la fel, care poate să facă diferența. Dar dacă, eu știu, ei doar, să zic așa, și doresc înainte de partidă, gata, îi bate, suntem Dinamo, facem, nu o să reușească. Trebuie să fie conectați, concentrați și nu numai ei, vorbim acum că e Dinamo, dar în general echipele. Dacă jucătorii sunt, eu știu, cu gândul în altă parte sau sunt dezamăgiți de alte probleme, că ei și înțeleg. Ceea ce mai mare bucuria mea, Victor, este faptul că atunci când plec de la o echipă, eu las relații foarte bune cu jucătorii. Pentru mine jucătorii sunt mai importanți. Într-adevăr. Dar sunt și momente când ești dezamăgite de, eu știu, de ei. Flavius, care este cel mai profesionist jucător pe care l-ai antrenat în cariera ta, dacă ar fi să ne dai un singur nume? Laurențiu Rus. Laurențiu Rus? Surprinzător. Da. Da, este cel mai profesionist jucător, chiar dacă, eu știu, are momente care, eu știu, din cauza unor reacții în timpul unui joc, eu știu, mai primește de asta etape de suspendare, dar ca și profesionist, Laurențiu Rus. Cu ce te-a impresionat în mod special? Faptul că lucrează foarte mult în afara programului. Adică pentru mine jucătorii care sunt conectați la fotbal, poate exagerez 24 din 24, dar în marea majoritatea timpului sunt conectați la fotbal, ăștia nu au cum să nu, eu știu, să nu aibă o activitate lungă în domeniu. Chiar dacă unii, poate dintre ei, nu sunt Messi sau Ronaldo, dar în schimb au continuitate, au... Asta e că tu ai avut și cazuri diametral opuse în care nu mai vreau să-ți vină de prin țările lor niște străini sau... Ei, aveam o relație, Carmen. Eu, care e ideea? În general, sunt foarte atent și ceea ce poate să ofere clubul. Dau un exemplu. La Iași aveam un jucător și există exact. Un jucător, Platini, care... Exact, la el mă refeream. Calitate senzațională, un băiat de caracter. Problema era că, din punct de vedere financiar, noi stăteam destul de greu sau nu aveam condiții foarte bune din punct de vedere financiar. Salariile erau destul de mici. Atunci trebuia ca eu să fiu foarte atent că atunci când el va veni și în condiții financiare destul de rele, să dea totul. Adică să fie conectat, să aibă entuziasm. Vă dau un exemplu. În loc să vină pe data de 10 ianuarie sau când începeam noi, îl lăsam 2 zile în plus. De ce? Că mă gândeam și la club. Dacă venea pe data de 10 ianuarie, când noi aveam întâlnirea, biletul de avion costa 1000 de euro. Dacă venea cu 2 zile mai târziu, costa cu 500 de euro mai puțin. Ei, și atunci ce făceam? Uite, băi, Platini, eu te las pe tine, frumos, liniștit acasă, mai dau 2 zile. Era bine și pentru el, era bine și pentru club. Deci nu, tot timpul ce făceam, eu aveam comunicare cu jucătorii. Și că nu erau alea 2 zile, vezi, Doamne, dacă nu vine Platini, sau dacă nu vine nu mai știu cine la echipă, se termină. Și atunci el venea frumos, avea și un respect față de mine, eu venea cu entuziasm. Asta pe o perioadă, după aia iar reveneau probleme. Dar cu toate astea, Carmen, eu mă bucur că am reușit lucruri foarte frumoase la Iași. Adică să joci cu o echipă cu în play-off în primul an. Da, ți-a avut acel parcurs, incredibil, laudat de toată adică, lumea. Incredibil și de ce mă bucur? Mă bucură că jucătorii au pus pe primul loc fotbalul și nu bani. Și e destul de dificil și nu numai în fotbal, în general, în toate domeniile. Să vii la servici și să știi că ai restanțe, să vii la servici, să nu vezi, eu știu, decât promisiuni sau decât o speranță doar din gură, ci să pui pe primul loc fotbalul. Pentru mine, băieții ăștia au contat enorm. Cu salarii mici, cu muncă multă, cu atitudine, intram pe teren foarte frumos, publicul lângă noi. Oameni de calitate, că vă spun ce am întâlnit la Iași, oameni de calitate și mă refer în primul rând la Adrian Avrozi și la Leonid Antohic, adică doi oameni care erau cu noi acolo, grup, asta conta. Că de aia și, zic așa, și de aia și CFR-ul are rezultate.
pentru că toți în grup, cu Dan Petrescu, cu Mara, cu Panin sau ce mai au pe acolo, cu jucători, cu toți fac grup. Se mai chiar pot dacă menține, și calitativ stau bine. Se mai pot menține rezultatele? Mai aveam și o ultimă curiozitate în ceea ce privește Liga 1, desfășurarea, reluarea, cum vezi să se întâmple? Fără spectatori, bineînțeles? Nu știu, Carmen, dacă este să dea drumul la toate celelalte, am înțeles că pe viitor se va da drumul, sigur, cu restricții. Eu văd lucrurile foarte simplu. Dacă sunt restricții, să, eu știu, să porți distanță, să ai distanță față de un cetățean, aș vedea să se dea drumul și la fotbal. Sigur, echipele să fie testate, jucătorii la fiecare săptămână înainte de fiecare meci să dea drumul, iar la stadion, și așa nu erau stadioane foarte pline, sau iar nu erau pline, nu văd de ce nu s-ar da drumul să stea oameni din 5 în 5 metri, la 5 scaune, frumos, la rând. A, tu vezi cu tot cu spectatori. Cu tot cu spectatori, fotbalul fără spectatori. E mai complicat, da, aici, Mister, e o discuție mai lungă. Pe de altă parte, cred că un prim pas ar fi să se înceapă cu porțile închise în prima fază. Nu știu orice, dar asta, deci dacă este să mă întreb pe mine, Victor, eu mi-aș dori să văd măcar la televizor fotbal. Corect, asta. Dacă ar fi după aceea, dacă ar fi să se dea și să se dea drumul și la celelalte, eu știu, restaurante, terase, litoral, excursii, cu restricții, deci s-ar da drumul și la spectatori, sigur, cu restricții, cu două ore înainte de meci, cine vrea să meargă la meci, trebuie să... Că până la urmă, virusul ăsta sau ce-o fi el, la urmă, și așa ca și oameni.